El nu mai este printre noi, dar muzica lui a răsunat și a rămas vie. Asta ne-a demonstrat-o și concertul de aseară de la Filarmonica Națională, unde mai mulți artiști ne-au adus aminte de marele artist Anatol Dumitraș. Trei ani fără îndrăgitul interpret Anatol Dumitraș, dar care ne-a lăsat o bogată comoară culturală, creația sa muzical-artistică. Bună seara, cânte celor noi! Hiturile Hoinarul, Prima dragoste, Bună seara și multe altele au răsunat aseară pe scena Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Spectacolul a fost organizat de actorul și consăteanul lui Anatol, Avelinta Barcea, și interpreta Victoria Lungu. Noi ne-a legat o prietenie aparte cu Anatol. Eu, chiar dacă sunt mai mic de vârstă ca el, el tot timpul a ținut la ceea ce înseamnă satul nostru largă, la Lărgeni și la tot ce vine de acolo, din satul nostru. Chiar dacă Anatol ne lipsește, noi oricum încercăm să-i demonstrăm că el este alături de noi cântându-i piesele și evident că ne dorim ca această tradiție să fie din an în an. Multe din piesele lui sunt și vor fi mereu nemuritoare și multe dintre șlagărele sale au răsunat prin vocile artiștilor de la noi. Am o mare responsabilitate pentru că mi-a lăsat câteva melodii pe care am dreptul să le interpretez. Noi ne-am cunoscut, am avut o relație de prietenie frumoasă, el fiind omul care mereu era cu zâmbetul pe buze, mereu era omul care aducea bună dispoziție atunci când ne întâlneam. Pentru acest spectacol am readus în scenă un cântec foarte bine, a prins ca un șlagăr, să zicem, prin anii 98, așa, Vinovat de pensierat, și astăzi i-am dat o haină nouă. Anatol Roșcovan, foarte mult timp, dacă chiar au fost prieteni, s-au întâlnit și cu familiile, au trăit în studenție și la cămin, și deci ne-am împăcat foarte bine. La concert a fost prezentă și soția artistului. Lidia Dumitraș a ieșit în scenă cu lacrimi în ochi, dar și cu o poezie dedicată acestuia. A rămas odaie deschisă, a rămas lumina aprinsă, a rămas candela arzând, a rămas copiii plângând. Anatol Dumitraș s-a stins din viață la data de 14 iunie 2016, răpus de cancer. În cele peste 3 decenii de activitate, a lansat 5 albume și a susținut concerte în 57 de țări. Totodată, în anul 2012, a primit titlul de Artist al Poporului.